2020, prin dispoziția primarului numărul 130. Sunt prezenți 14 consilieri locali din cei 15 în funcție. Lipsește domnul consilier local Munteanu, care n-a anunțat motivul absenție, poate întârzie. Ședința se poate desfășura în condiții normale, rog pe domnul președinte să preia conducerea. Bună ziua! Supunem la vot procesul verbal. Supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Dacă sunt discuții. Dacă sunt discuții. Cine este pentru? Pe ordinea de zi avem 11 puncte. Mai avem la suplimentare încă două. Deci punctul 1 se retrage. Punctul 1 se retrage. Începem cu punctul... Se supune la tot suplimentarea ordinii de zi cu cele două puncte care au fost discutate în comisie. Cine este pentru suplimentare? Cine este de acord cu suplimentarea ordinii de zi? Este cineva împotrivă? Mulțumim, unanimitate. Le se supune la vot întreaga ordine de zi cu cele două suplimentări și cu retragerea proiectului de hotărâre numărul 1 privind rectificarea bugetului. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi cu modificările ulterioare, cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Se trece la punctul de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul local pentru anul financiar 2020, oraș Slănic Moldova, inițiator, economist, Baciu Gheorghe, primarul orașului. Da, doar vreau să vă salut. Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară a lunii mai. Pentru punctul de cu lista obiectivelor de investiții am discutat în comisii, dar fac precizarea pentru cei care urmăresc materialul că nu se pune problema să retragem sau să aducem obiective de investiții noi, doar că mai reglăm niște sume. Avem nevoie de 7.500 de lei pentru un capitol și 7.800 de lei pentru un alt capitol. Am discutat în comisie, nu are rost să lungim vorba. Să punem la vot. Cine este de acord? Dacă sunt discuții asupra ordinii de zi, asupra punctului? Nu sunt discuții, nu? Avizul comisiei. Favorabil. Favorabil. Și acum se supune la vot. Se supune la vot. Cine este pentru? Pentru. Se abține cineva? Împotrivă? Unanimitate. Mulțumim. Punctul 2. Trecem la numărul 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea criteriilor de identificare a clădirilor și a terenurilor neîngrijite situate în intravilan, în intravilanul orașului Slănic Moldova. În vederea aplicării prevederilor articolul 489 aliniat 5-8 din legea numărul 227/2015 privind codul fiscal, inițiator primar al orașului Gheorghe Baciu. Da, legea 228/27 din 2015 ne permite să supraimpozităm terenurile și clădirile fără ginite. Noi facem acest lucru din 2017, după cum dumneavoastră ați aprobat, doar că sunt anumite clădiri, punctajul, regulamentul este în așa fel făcut încât punctajul minim de supraimpozitare este, cred, 60 de puncte, adică trebuie să fii chiar aproape să prăbușească o clădire ca să poată fi supraimpozitat. În acest sens, îmbunătățim regulamentul și coborâm pragul de la care se poate supraimpozita o clădire, bineînțeles corelat și cu procentul, adică nu neapărat 500% este un procent de supraimpozitare. Comisia va stabili dacă supraimpozitarea va fi de 100%, de 200% sau mai mare sau mai mică. Nu este o grilă de punctaj, nu facem aici abuzuri sau favoritisme. Vreau doar să vă spun că după implementarea acestei măsuri, se vede că anumiți întreprinzători și-au îngrijit terenurile și clădirile, dar cei care nu și-au îngrijit terenurile și clădirile trebuie să plătească, respectiv, noi nu vrem să creștem veniturile la bugetul local din taxa de părăginire, vrem doar să conștientizăm că în felul acesta nu suntem în ajutorul întreprinzătorilor care își fac datoria, care au o clădire frumoasă, care au o clădire îngrijită și te trezești lângă ea cu niște
părăginituri. Noi vrem să scăpăm de asta dacă se poate foarte repede și mi se pare că este o măsură corectă și care va aduce rezultate pe termen mediu și lung. Avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Dacă sunt discuții? Aș veni cu o completare. În prealabil, gospodarii respectivi să fie avertizați. Da, sunt, așa spune. Da, nu putem... E bine înscris, dacă se poate, în așa fel încât să aibă timpul necesar ca să ia măsuri, și eu, vis-a-vis de terenul sau de clădire respectivă. Atât am avut de spus. Da. Da, vă răspund imediat. Noi nu putem să facem altfel. Adică legea ne obligă, după ce am constatat, să-l notificăm și să-i dăm un termen. Respectiv, dumneavoastră, vă amintiți din anii precedenți că toți cei pe care noi i-am notificat, care i-am supraimpozitat, i-am notificat în prealabil. Este obligatoriu, nu avem cum să facem altfel. Avizul comisiilor. Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Se abține. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice care nu dispun de locuințe pe raza orașului Slănic Moldova și își desfășoară activitatea în cadrul unităților școlare din oraș, inițiatorul economist Baciu Gheorghe. Da, întotdeauna am decontat naveta cadrelor didactice. Vă rog să fiți de acord să îi ajutăm să le fie și dumnealor viața mai ușoară și poate că și noi vom avea o educație mai performantă. Dacă sunt discuții... Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației orașului Slănic Moldova la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intracomunitare Bacău ADIP pentru anul 2020. Dar în fiecare an Consiliul Local trebuie să aprobe această cotizație, altfel noi nu o putem achita. Respectiv, la momentul acesta fac precizarea că Slănic Moldova nu este acționat la CRAB, pentru că la momentul acela Consiliul Local nu a vrut, în anul 2009, cred, 2009-2010, dar totuși trebuie să rămânem membri în Asociația ADIP, întrucât numai structura asociativă poate să avizeze proiectele noastre de apă și canalizare, și atunci nu putem să ne retragem. În schimb, Consiliul, adunarea generală de la ADIB a fost de acord ca noi să rămânem cu o cotizație de 3.000 de lei, respectiv față de alte orașe care au 10.000, 15.000 în funcție de dimensiunea orașului, municipiile mult mai mult. Noi suntem oarecum respectați din perspectiva că nu beneficiem, dar nici nu plătim foarte mult. Dacă sunt discuții, avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Numărul 5. Proiect de hotărâre privind prelungirea transmiterii în folosință gratuită autovehicului Dacia Logan Ambition 1.6 MPI către Mănăstirea Ștefan cel Mare, Slănic Moldova. Inițiator, economist, Baciu Gheorghe. Da. Acum 5-6 ani în urmă, 5 ani în urmă, Consiliul Local a dat în custodie, în folosință gratuită, această mașină la mănăstire. Noi, eu am propus să prelungim contractul acesta, întrucât mașina este veche și chiar dacă ar veni înapoi la primărie, nu am face decât să o casăm. Respectiv, la momentul acesta, nu plătim nici asigurări, nici altceva. Cei care o vor deține și iau angajamentul să o repară, să o întrețină și nu avem ce să beneficiem de pe urma ei. Din potrivă, faptul că are grijă cineva de ea și o folosește în loc să o dăm la fier vechi, mi se pare un ajutor cât de cât acordat mănăstirii și vă rog să fiți de acord cu acest punct. Dacă sunt discuții,
avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Bun. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlul gratuit de, al dreptului de uși servitute în favoarea Delgas Grid pentru terenul aferent lucrării, realizării lucrării de investiție, branșament la rețeaua de gaze naturale, presiune redusă, Slănic Moldova, beneficiar Boierul Mihai, inițiator, economist, Bacigăr. Da, următoarele 5 puncte de altfel au același obiectiv de a ceda terenul în favoarea acordării la gaz a unor cetățeni de pe calea Slănicului din localitatea noastră. Și vă rog să fiți de acord, de altfel nu v-ați opus la niciunul până acum, dar vreau să fac precizarea doar pentru cei care ne urmăresc. Dacă constată că firma care face acest acord nu aduce terenul la starea inițială, să ia atitudine. Mă refer în principal la beneficiarii acestor rețele, pentru că ei plătesc acest acord și firma respectivă și ia toate măsurile ca să aducă terenul la starea inițială. Deja avem semnale de la Serviciul Urbanist că firmele care fac aceste acorduri nu toate respectă reglementările în sensul în care să lase terenul cum l-au găsit, amestecă balastru cu pământul și fac acolo tot felul de deranjuri. Doar asta este observația mea. Vă rog să fiți de acord ca să poată beneficia de gaze aceste familii. Dacă sunt discuții? Evident că suntem de acord, pentru că fiecare cetățean din Slănic Moldova trebuie să beneficieze de acest lucru extraordinar, și anume gazul pe care îl folosește în gospodărie. Profit de momentul acesta, pe strada Sărăviei sunt aproximativ o familie. Rugămintea noastră este să ne ajutați și pe noi să ne tragem aceste gaze. Este vorba despre o extindere de rețea până la Bernard Valeriu, până la ultima gospodărie. Dacă se poate, ar fi un lucru extraordinar și pentru cei 8 familii care locuiesc pe Sărărie. Mulțumesc! Da, vă răspund imediat. După cum au mai fost discuții în Consiliul Local despre extinderea raportului de gaze, ne-am pornit cred că de anul trecut, din septembrie-octombrie, pe acest drum. Am identificat toate zonele locuite unde nu sunt rețele, nu există rețea de gaze și deja suntem în situația că în primul rând că am intrat în contact cu o firmă care face aceste proiecte, care identifică secțiunile până acolo și până la tabelele alea de care vorbeam noi, ne mai trebuie un aviz de la Delgas Grid, prin care ni se spune că ei nu intenționează să facă investiții pe strada Sărăriei, spre exemplu. Dacă ei ne dau negații în sensul în care urmează să facă investiții, atunci și-o fac ei argumentat de numărul de, probabil de numărul de focuri, de locuri de consum. Dacă primim acordul dumnealor, mergem și punem proiectul pentru a finanța simultan toate rețelele de gaze necesare. Că sunt ar fi grozav, pentru că de gaze 24 de kilometri. Și da. Evident că și pensiunile respective să aibă la bucătărie, la centrală. Cred că răspunsul meu a fost suficient de multor. Cerem avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Punctul numărul 7, la fel ca și la numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea Delgas Grid Târgu Mureș pentru terenul aferent realizării lucrării de investiții, branșament, rețea gaze naturale, presiune redusă, Slănic Moldova, beneficiar Boierul Vicențiu. Avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu de gratuit al dreptului de uși și servitute în favoarea Delgas Grid Târgu Mureș pentru terenul
realizării lucrării de investiție, branșament, rețea, gaze naturale și presiune redusă, Slănic Moldova, beneficiar Solomon Eusebiu. Avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit al dreptului de uși și servitude în favoarea Delgaz Grid Târgu Mureș pentru terenul aferent realizării lucrării de investiție, branșament, rețea gaze naturale, presiune redusă, Slănic Moldova, beneficiar scurtul Claudiu Stelian. Avizul comisiilor? Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit al dreptului de uși și servitute în favoarea Delgaz Grid S.A. Târgu Mureș pentru terenul aferent realizării lucrării de investiție, branșament, rețea gaze naturale cu presiune redusă, Slănic Moldova, beneficiar Țenchiu Antonel. Avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Trecem la cele două puncte suplimentare. Îl citim pe primul. Proiect de hotărâre privind convocarea adunării generale a acționarilor APA Serv Salubritate SRL Slănic Moldova din subordinea Consiliului Local Slănic Moldova pentru numirea unui administrator provizoriu datorită vacantării unui post de administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație al APASERV Salubrizare până la finalizarea procedurii de selecție pentru completarea Consiliului de Administrație. Aici nevoia acestui punct vine de pe urma faptului că președintele Consiliului de Administrație, un om special al localității noastre, care a ajutat foarte mult, domnul Ababe, i-a decedat. Aș ruga dacă se poate în acest moment să păstrăm un moment de reculegere pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc! Dumnezeu să ierte și să răsplătească pentru faptele bune pe care le-a făcut. Acum, asta s-a întâmplat în februarie, a venit situația asta cu pandemia și, practic, la momentul acesta, Consiliul de Administrație nu poate funcționa pentru că sunt doar două persoane. Propunerea mea este să fiți de acord ca domnul Stamate Marius, care este șeful urbanismului, să ocupe interimar această funcție, urmând ca în conformitate cu legislația în vigoare, adunarea generală să pornească procesul de selectare a unui nou membru în Consiliul de Administrație. Asta, într-o perioadă de maxim 4 luni de zile, trebuie, conform legii, trebuie să se finalizeze. Respectiv, nu poate să fie un interimar mai lung de 4 luni. Dumnealui, fiind în cadrul primăriei și având relații permanente cu APA Serv. Asta este argumentul principal. Dacă sunt ceva întrebări? Avizul comisiilor atunci? Favorabil. Favorabil. Punem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind convocarea adunării generale acționarilor Util Prest Serv Slănic Moldova din subordinea Consiliului Local Slănic Moldova pentru numirea unui administrator provizoriu datorită vacantării unui post de administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație al SC Util Prest Serv până la finalizarea procedurii de selecție pentru completarea Consiliului de Administrație. Da, este aceeași situație, dar cu precizarea că, după cum dumneavoastră ați aprobat, Util Prest fiind, având activitatea suspendată,
Aici, practic, este o formalitate. Consiliul de administrație aprobă anumite, execuția bugetară, anumite aspecte date de... Și, bineînțeles, cu reducerea la 50% a recompense, a plății, a cotizii, a indemnizației de membru în adunarea generală. Dacă sunt discuții, avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Supunem la vot, cine este pentru? Da, dacă îmi permiteți la diverse, domnul președinte, să de fapt avem două puncte. Un punct pe care rog pe doamna secretar să-l prezinte sau îl prezinte o referitor. Da? Deci este vorba de o plângere prealabilă împotriva sentinței, împotriva dispoziției primarului. Sunt una împotriva Consiliului Local. Da, ea este adresată Consiliului Local. Este vorba de angajatul din primărie Ceangău Ramona, care contestă atât o dispoziție a mea, cât și o hotărâre de Consiliul Local, cât și dorește ca salariul dumneai să fie la nivelul asistentului medical din unitățile din spitale. Și avem da, niște puncte de vedere diferite. Ea trebuie prezentată, această plângere prealabilă trebuie să vă o comunicăm și dumneavoastră să fiți de acord sau să nu fiți de acord cu... Trebuie analizată cu... și propus în da. Mod de soluționare. Da. Pentru că a venit târziu... Având în vedere că are intrare pe 22.05, noi vă prezentăm astăzi. Și până la ședința următoare o să avem timp să vă facem, să vă dăm toate detaliile, în așa fel încât dumneavoastră să fiți în cunoștință de cauză în momentul în care veți fi de acord sau veți respinge această plângere. Și la punctul următor avem o înștiințare de la Asociația În Context. Dumneavoastră în ultima ședință de Consiliu ați aprobat ca Asociația să primească în folosință gratuită, o suprafață de 550 de metri pătrați de teren pentru desfășurarea unor activități sportive, culturale, artistice. Asociația, fiind de bună credință, ne notifică că nu a reușit să găsească sponsorul necesar care să finanțeze această activitate. E și o perioadă grea de sponsorizare. Și ne-a notificat cu privire la faptul că nu va mai folosi acest teren. Dar noi ne dorim foarte mult să se desfășoare activități cât mai multe în localitatea noastră și pentru asta o să vă cer acordul dumneavoastră în sensul în care aș vrea să scoatem la concurs. Poate sunt asociații sportive, poate sunt anumite firme care doresc să vină cu activități în vara aceasta și nu numai pe terenul de sport, având în vedere că nu-l folosim. Practic, în afară de zilele în care avem evenimentele zilele stănicului, noi nu am folosit terenul de sport. Ne descurcăm cu parcul, cu foișorul de muzică din parc, adică nu ar fi o problemă. Urmând ca, eu știu, măcar 15 zile să lăsăm anunțul pe public și după aceea să vedem reacția eventualelor asociații, eventualelor cluburi sportive și să venim în fața dumneavoastră cu un eventual acord de asociere, de parteneriat în sensul acesta. Dacă sunteți de acord să pornim pe acest drum, nu este un proiect de hotărâre, am nevoie doar de acordul dumneavoastră, nu vreau să ne trezim cu un proiect de hotărâre după aceea fără să avem un acord prealabil. Acum vă întreb eu dacă este cineva împotrivă. Luăm invers, nu este, nu? Sunteți de acord, da? Cine este de acord? Toată lumea este de acord. Da, condițiile le vom discuta punctual și atunci... Dar sunt cereri, domn primar, nu? Nu sunt, dar estimăm că, având în vedere
deschiderea către exterior, da, vor fi anumite asociații sau anumite firme care își doresc să mute activitatea sportivă sau, de divertisment din interior către exterior și mă gândesc că poate o să avem o solicitare, două, trei și vom analiza punctual. Exact. La momentul respectiv vă vom spune dacă noi trebuie în afară de teren să mai când terenul trebuie să-l punem la dispoziție, adică trebuie să venim și noi cu ceva. Că așa dacă luăm și chirie pe teren și celelalte, nu cred că este argumentat. Dar dacă o să fie cazul poate de curent electric, poate de apă, poate de ceva, atunci o să vă comunicăm și o să le discutăm punctual. Noi vrem doar să testăm piața, să vedem care ar fi în acest sens, dacă sunt interesați să vină. Nu țintim neapărat jocuri din alea pentru copii gonflabile și alte chestii. Țintim niște proiecte mai mari care să atragă mai mulți turiști. Ăsta este scopul principal al acestor, adică scopul nostru principal și destinația acestor terenuri. Da. Vă mulțumesc frumos! Tot la diverse, după cum ați văzut, lucrarea de asfaltare este într-un stadiu avansat. Sperăm ca într-o săptămână, două săptămâni, dacă vremea e bună, în două săptămâni, dacă ne încurcă vremea, să se finalizeze asfaltarea. Este un moment important, pentru că devenise deja neatractivă localitatea noastră din cauza drumului de acces. Se vor face și marcaje orizontale, deci se va marca drumul, se vor schimba parapeți, deja s-au schimbat și se va asfalta zona inclusiv de la Isoare până la camping, inclusiv zona de camping toată. În sensul acesta mulțumesc companiei Ignair pentru că a disponibilizat aceste fonduri. Lucrarea este de peste 6 milioane de RON și este vitală pentru localitatea noastră. Și continuăm cu celelalte proiecte de care dumneavoastră știți. O să instalăm cele 5 stații de autobuz pe care deja le avem achiziționate, dar pentru că am așteptat această asfaltare, am avut puțină răbdare ca să integrăm toate lucrările astea și celelalte aspecte de semnalizare și ce mai avem noi de făcut. Eu vă mulțumesc frumos și sper să fie un sezon bun, să reușim deja să punem și calendarul floral. Aproape 90% este gata, sperăm marți să fie gata și celelalte aspecte care dezvoltă localitatea noastră, care atrag turiștii. Vă mulțumesc frumos și sănătate și rog pe cetățeni să fie receptivi la solicitările noastre și să încercăm fiecare să ne înfrumusețăm în fața casei, pe lângă casă, în cartierele noastre, în așa fel încât să fie mult mai frumoasă localitatea noastră. Mulțumesc! Declarăm închisă ședința de consiliu. Domnul primar a vorbit, doamna...